Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și începem concluzii politice, iar invitații noștri din această seară sunt domnul Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrației Acasă. Domnule Costiuc, bună seara și bine ați revenit la AgroTV Moldova. Doamne ajută, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, și cel de-al doilea invitat al nostru este domnul Grigore Novac, deputat din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Domnule deputat, bună seara și bine ați venit pentru prima dată la AgroTV Moldova. Bine am găsit. Mare drag. Așa, de aici să începem cu cel mai recent eveniment. Ieri, directorul serviciului Vamal, domnul Igor Talmazan, și-a dat demisia după cazul corupției de la postul Vamal aeroport. Domnule Costiuc, am văzut ieri că ați făcut și un live pe acest subiect. A fost o demisie așteptată? Trebuia să fie această demisie? Dacă mă întrebați, apoi, dacă vă explic tot ce înseamnă demisia lui Talmazan, domnul Oaca azi nu mai vorbește. Pentru cei care urmează sau care vor să înțeleagă ce s-a întâmplat la aeroport, nu vreau să iau apărarea lui Talmazan, nu vreau să iau apărarea Vamei. I-am criticat de multe ori, ei au probleme cu Vama asta și cu multe probleme. Dar filmul regizat, că este film întreg, și azi avem confirmare de la băieții din structurile de stat, este a fost un film întreg regizat, cu implicarea, fiți atenți, a resurselor umane de la Vamă. Cum vă închipuiți din 4 schimburi că se lucrează la aeroport, dintre inspectorii vamali, 3 inspectori care sunt și copiii unor deputați, să nimerească într-un schimb. Să facem o introducere în subiect pentru cei care nu cunosc. La 1 aprilie, inspectorii ce ne-au dat o fugă până la aeroport au fost ridicați pe sus mai multe persoane, printre care 3 copii. 3 inspectori vamali care sunt și copiii unor deputați. Apoi închipuiți-vă că să nimerească toți 3 într-așelași schimb, nu în schimburi diferite. De parcă eu pus pe categorie cei care sunt fișori de deputați fie într-un schimb, cei care nu sunt fișori de deputați în alt schimb. Ca voi să înțelegeți că este a fost un scenariu bine pregătit, intenționat, făcut de cineva care a recapturat instituțiile statului, și asta am spus-o aseară în intervenția mea, recapturarea statului a ajuns în fază finală. Iată, au făcut un film întreg ca să aresteze 3 inspectori, să ne spună cât de corupți sunt ei, fără să spună mai departe cum mergeau banii, unde e șeful biroului, unde este șeful și tot așa, să arăte logic. Iată, am găsit niște oameni care iau bani, îi dădeau la ăsta, ăsta îi dădeau la ăsta și ei ajungeau la șeful Vamii și iată, din cauza asta trebuie să fie demis tot. Dar banii doar, nu ajungeau doar la șef. Trebuiau să ajungă undeva care să conduce statul. Ca să-l demiți pe Talmazan și să aduci alt om în loc, și eu lucrul ăsta îl știam încă din iarnă, că unul din apropiații lui Andrei Spânu, care este șef la industrială și care strânge 100.000 de euro de la cargo pe lună și îi duce pe linia partidului, să visează să fie șef. Iar Andrei vrea să gestioneze în continuare Vama, și problema pe care o are Talmazan cu sistemul, că n-a reușit să centralizeze mita care se colectează de pe Vamă, ca să funcționeze ca pe timpul lui Filat, ca pe timpul lui Plahotniuc. Omul ăsta nu a reușit să facă față colectării de mită centralizat și a fost pur și simplu demis, fugărit. Domnule Costiuc, e că asta e afirmații destul de dure. Și care e problema? Lasă să vină să discutăm. O să vedem și cine o să numească în loc. Domnule deputat, cum vede opoziția parlamentară această demisie? Era una așteptată după ceea ce s-a întâmplat la aeroport? Nu că era așteptat, pentru că la aeroport, dacă asta nu e în stilul pasului, în primul rând. La aeroport s-au întâmplat lucruri mult mai grave. Noi am avut decese la aeroport, unde au fost împușcați 2 ofițeri, ziua miaza mare. Și țineți minte că nu au fost demisii nici a doua zi, nici a 30, nici peste o săptămână și nici peste o lună. Apropo, atunci au găsit țapii spășitori iarăși prin rândurile inspectorilor. Celor cu funcții mai mici. Cu mai mici, da. I-au găsit pe ei, i-au găsit și o doamnă acolo pe care mi-au scris pe rețele de socializare că să ne implicăm, să vedem. Eu zic, e bine, noi nu putem să ne implicăm să facem reglări de conturi în instituțiile statului. Cert este că asta nu este în stilul pasului, unul la mână. Doi, dacă țineți minte, orice acțiuni de astfel de show-uri, de obicei ce urma? Ori în aceeași zi, ori imediat a doua zi, de obicei apăreau scurgeri de probe prin rețele Telegram, controlate și așa mai departe, care măcar cumva demonstrau vinovăția sau implicarea celor actorilor vizați în acte de corupție sau altceva. În cazul dat, noi am văzut o tăcere miraculoasă. Am văzut doar numele celor arestați, fără probe, fără nimic. Păi, din ce cunoaștem la ziua de astăzi, că doar unul este în arest, restul, ceilalți doi sunt în arest la domiciliu.
Nici în arest la domiciliu, ceilalți sunt pur și simplu au primit citații din informația pe care o posed eu, au fost citați la procuratură, nu că au fost plasați în arest sau control judiciar sau alt gen, dar au fost citați ca să urmeze să declare ceva, să depună depoziții, mărturii, să fie interogați, nu știu ce acolo. Dumneavoastră spuneți că am avut și situații mai grave când nu a plecat din funcție domnul Talmazan, dar poate aceasta a fost ultima picătură? Domnul Talmazan, vă amintiți și cu Vasiloi când a fost cazul dat, dar ce picătură? Noi, eu la o emisiune, dacă să nu fac publicitate la postul dumneavoastră de TV, eu întrebam pe un gospodar din pas, pe cel mai guraliv deputat, Radu Marian, îl întrebam, zic, domnule Marian, iată voi, ne spuneați că pe timpul guvernării când au fost socialiștii, nu știu câte milioane, sute de milioane, după cum calculau ei, de la vamă nu ajungeau în bugetul statului din cauza că scheme, contrabandă și nu știu ce. Ok, să admitem prin absurd că are dreptate. Acum au venit ei, schemele astea s-au terminat, gata, ele nu sunt, dar banii de la care trebuiau să vină în bugetul statului așa și nu vin. Aici apar întrebări. Fie schemele nu au fost deloc și au fost inventate și eu intenționat, deci duceau cetățenii în eroare, fie ei, dacă ele existau, le-au preluat. Care din acestea două este adevărul? Cert este că, în special, și eu am vorbit nu o singură dată la posturile de TV, contrabanda șuiera și odată cu modificarea legislației la vamă, coletele, la noi ce, diaspora au renunțat la colete să le transmită? Cum le transmit eu, așa și le transmit. Au crescut taxele. Au crescut neoficiale, neformale. Da. Deci, în situația când dacă lăsau ei coletele în pace, noi atunci am preîntâmpinat în plenul Parlamentului că deci, mărirea acestei cifre care pot introduce în țară o anumită marfă, da. O să genereze nu altceva decât corupție. Lucruri care și se întâmplă, de fapt, la ziua de azi. Și cel mai grav este că, în special în nordul Moldovei, de contrabandă, de țigări, de astea, noi ne-am deprins. Dar la ziua de azi au loc contrabandă cu armament, în special din Ucraina. Asta, domnule deputat, deja sunt acuzații destul de grave. Păi, da, ar trebui probat. Da, dar dumneavoastră cum credeți, iată, românii când rețin loturi de armament, sau ungurii când rețin, e de unde? De unde vine? De sus, din pod, undeva? Nu, dar noi putem să ne bazăm pe statistica oficială. Uitați-vă la ce declară instituțiile de stat în România. Da. Eu contrabanda cu tutun, cu țigări, a crescut de 2-3-5 ori. În ultimul an, în ultimii ani. Care vine din Republica Moldova. Dar ea cumva trece peste Prut sau cum trece? Sau nu trece prin punctele vamale care sunt oficiale și vreau să le amintesc celor care nu vor să creadă că în ultimii ani, mai ales după începutul războiului din Ucraina, europenii au dotat sisteme super performante asigurarea hotarilor, mai ales în România, că e partea Europei, unde se termină Europa. Așa că spui că trec neobservate, nu cred, asta tot e centralizat și dacă noi am pornit discuția, dar am dus-o în altă direcție, schimbarea șefului de la Poliția de Frontieră nu a fost o chestie că iată l-o tras la răspundere pentru ce s-a întâmplat în aeroport. A fost schimbarea unui șef pe alt șef loial pentru concentrarea și consolidarea fluxurilor financiare care în partid la pas mergeau într-o anumită direcție, acum merg în altă direcție. Uitați-vă la următoarele evenimente care eu vreau să le leg pe toate într-un singur circuit. Schimbarea ministrului mediului. Noi știm foarte bine că ăsta e unul din cele mai mari... Că atunci când a demisionat doamna Rodica Iordanca, s-a căutat ministrul mediului timp de câteva luni. Și nimeni atunci, nu dorea această funcție, dar acum a doua zi a fost înlocuit repede. Nu, pentru că eu vă spun care e subiectul. Acolo nu e vorba de ministru. Ministru putea să fie și cel care spală coridoarele la Parlament. Nu contează ministru. E vorba de fondul ecologic, care e unul din cele mai mari fonduri din Republica Moldova. Și cineva așa a dorit neapărat să gestioneze inclusiv fondul ăsta în vederea participării la alegerile prezidențiale și o să direcționeze o parte din bani pentru campanie electorală. Doi, a doua zi, care a trecut neobservat, e vorba de șeful de la Moldsilva. Toată lumea s-a vorbit odată cu schimbarea guvernării că Casa Neagră din Moldsilva, bani necontabilizați, sunt în jur de 200 milioane. Ce și vă spun eu
toate fluxurile astea financiare, că nu e vorba de funcție, e vorba de fluxurile financiare, inclusiv de la vamă, inclusiv din Poliția de Frontieră, inclusiv de la Ministerul Mediului, de la Moldova, toate fluxurile astea financiare se duc pentru întreținerea Partidului PAS și dezvoltarea și câștigarea alegerilor prezidențiale și parlamentare. Acum întrebarea mea aseară a fost și astăzi încă o dată, o repet, Maia Sandu știe lucrul ăsta și le asumă sau ea nu cunoaște, ea nu știe? Ori băieții ăștia care astăzi au preluat puterea în Partidul PAS, i-au spus doamnei președinte, dacă mai vrei să ai un mandat de președinte, fă-te că nu vezi tot ce facem noi, noi îți asigurăm în următorul mandat, noi o să strângem bani pentru campanie electorală, pentru întreținerea partidului și e vorba de multe, multe milioane domnule de Costiuc, euro. Dacă este așa la Ministerul Mediului, precum afirmați, de ce când a demisionat doamna Cantaragiu s-a căutat ministrul timp de câteva luni? Eu nu cred în nimic ce spun ei, nu cred în niciuna din declarațiile lor. Ei atât de mincinoși au devenit că nu pot crezi absolut nimic. Eu vă spun fiecare ministru în parte. Tot ce au spus ei public n-au realizat nimic și se întorc și zâmbesc și spun da, așa au fost. Haideți, eu nu-i cred. Haideți să vă zic eu. Nu fiecare ar accepta să fie capul unor scheme despre care vorbește domnul Costiuc, inclusiv dacă vorbeați de doamna Cantaragiu când a demisionat. Da, ne amintim că timp de câteva luni s-a căutat ministrul. Nu fiecare. Iată, domnul i-a demisionat? Ok. Trebuie să-l propulsez pe altcineva tot în această funcție. Tot de la guvernare am aflat că circa 30 de persoane li s-au propus această funcție. Păi, și nu fiecare ar accepta să fie partea schemelor este. Acolo... Dar uitați vă ultimul exemplu la aeroport. Omul care nu a vrut să îndeplinească ordinele ilegale a plecat în demisie și la câteva zile percheziție, aeroport, ei au falsificat, ei au fraudat. Dar cine crede că un om, un director de aeroport care l-a pus pe criterii politici, își permite el luxul să fraudeze, să falsifice un concurs care trebuie să câștige, noi știm cine trebuie să câștige, compania care trebuie să câștige. Omul pur și simplu a plecat. Și domnul Vac spune foarte adevărat. Nimeni nu vrea să-și asume să îndeplinească ordinii ilegale. Cine crede că ăștia de la Agenția Rezervei Materiale singuri au gândit o schemă și au pus o în aplicare și au furat niște bani din procurarea de păcuri? Nu, astea au fost indicații făcute și venite concret de la factori politici și acum cineva o stăie la pușcărie. Eu sper că exemplele astea o să... Asta e adevărat, pentru că uitați, iată, tot scandalul ăsta în jurul, cum chiar spunea și domnul Costiuc, e asta ca exemplu, da? Deci există situația cu licitația la aeroport. Scandalul, da? Uitați-vă, domnul spune, eu nici nu știu când mai lucrează dumnealui, pentru că e în toată ziua la televiziune, live, da, în toată seara la televiziune. Și el spune, dar asta nu eu. Asta ei acolo ceva au făcut. Stai, bun, ei să admitem prin absurd că ei asta au făcut. Păi, dar tu ești ministru, tu ții la control, ori nu ții la control. Ce se face acolo? Care e responsabilitatea? La urma urmă, dacă vezi că există scandal în jurul subiectului, poți să o ții la control, să vezi cât de legal se produce. Fă o comisie din partea ministerului ca să țină în mână... Dar să delege un secretar de stat, da, al lui să fie șef de comisie. Da, exact. De el spune că nu eu, asta e ei. Și asta e că aici... Asta e, cum să zic eu... schema criminală pe care o pun în aplicare, ei tot timpul pun la bătaie pe cineva. Adică front este altă persoană. Ei tot timpul stau back, dintr-o parte. O trecut tot liniște. Înseamnă că tot e liniște și e bine. Dacă e scandal, dar asta nu noi. Asta e el. E ca... Dar în subordinea cui se află ei acolo? Dacă în situația în care noi avem și pe verticală, și pe orizontală, deci... puterea în stat concentrată în mâinile pasului. E cine naiba să mai cauți vinovați în... Și iată, eu când aud despre... Iată, domnul Costiuc a pus o întrebare la care nu că să o comentez, dar dacă cunoaște Maia Sandu? Sigur că cunoaște. Sigur că cunoaște, pentru că Consiliul Suprem de Securitate, care monitorizează practic toate domeniile din Republica Moldova, în mâinile cui concentrat? Dacă cine cunoaște, de ce nu reacționează, domnule deputat? Pentru că dumneavoastră este parte acestui sistem. Și eu, iată, eu mai aud alt narativ care a apărut acum în societate. Cel puțin încearcă să-l împingă pe gât oamenilor. Ia că Maia Sandu e catare bună, e că Iulia cu deputații ăștia, cu pasul nu i-a mărs. Dar restul e ok. Eu vreau să vă spun, că dacă vorbim de modificare a legislației, cine la urmă promulgă o lege? Cât de tâmpită n-a fi ea? Cine președinte ajunge. Îți duci la președinție, face promulgarea, îți duci ulterior la publicare în monitor oficial și așa mai departe.
Ați văzut, vă dat, spune Maia Sandu, piciorul în prag, zic, nu băieți, proiectul ăsta nu merge. Da, am văzut, legea care prevede 50% nu... producție autohtonă, da, și a fost votată de Parlament și nu a fost promulgată de Maia Sandu. Eu vorbesc, domn Costiuc, despre vedeți că inițiativele PAS-ul. Undeva unde... Dar păi eu votat. Deputații PAS-ul au votat legea. Da, o respins. Da? Și în loc să susținem producătorul, le-am dat în cap în conjunctură. Asta dumneavoastră vorbiți. Așa că vedeți că aveți dreptate. Că ea promulgă, ea citește, are un cantor întreagă la prezidenței și știe toate legile și care sunt consecințele lor și adoptarea și neadoptarea. Evident. Eu asta și spuneam. Când spui, de exemplu, că... Dar n-are treabă Maia Sandu cu, de exemplu, cu reforma justiției. Serios? Dar 15 ori de când s-a modificat legea procuraturii, cine a promulgat acolo? Dar faptul că a făcut nu știu câte concursuri pe care în 3 ani de zile nu a ales un procuror general. Eu nu înțeleg o chestie. Ați primit mandat cu 63 de mandate în Parlament. Voi aveți mandatul popular, suveran, să conduceți. Voi un concurs de numirea unui procuror general în 3 ani de zile n-ați reușit. Mai departe, ce să vă mai întreb? Iată, eu, de exemplu, n-am văzut nicio reacție adecvată din partea primilor persoane în raport cu mega scandalul care l-a provocat investigația doamnei Cozonac, ci ține de lipsa de integritate și de moralitate a celui care se numește Hermann von Hebel, șeful comisiei. Investigație care a ajuns întâmplător sau nu în presă. Lăsați că nu e vorba nici de întâmplător, nici de întâmplător. Noi vorbim de o investigație în care se face trimitere la cele mai renumite mass media europene. Omul ăsta care s-a apucat să facă niște reforme acolo unde a lucrat, el nu trebuia nici să ajungă la noi să ne reformeze justiția. Domnule Costiuc, și după ce a apărut, uitați-vă că nimeni nu a vrut. După așa informație. El trebuia să fie demis a doua zi, dar ajungem la ce vorbim aici. Ei nu sunt vinovați. Am ascultat un oficial pe Olesia Stamati care spune asta partenerii de dezvoltare. Eu ajuns să dăi vina pe partenerii de dezvoltare. Bă, ei v-au recomandat pe cineva. Dar voi trebuia să analizați, să examinați. Google va în pomaș, cum spune. Scrie pe Google cum îl cheamă pe Hermann von, cum îi spune internauții, și vezi că el are niște probleme de integritate. Dar bun, să presupunem că n-ați știut. Dar dacă a apărut public și este investigație, dar nu vreți cumva să spuneți public, am greșit, scuzați, e o chestie extrem de importantă, reformarea justiției și orice dubiu, orice bănuială rezonabilă care planează asupra comisiei trebuie să fie îndepărtată automat ca să funcționeze mai departe. Eu cred că după investigația și tăcerea nedemocratică a conducerii, eu pot spune la îndoială oricare decizie a comisiei privind pe oricare capăt sau pe oricare... Această investigație a ajuns întâmplător sau nu în presă? Dar cum întâmplător? Dar pentru ce la noi întâmplător? Pentru ce mai este investigație? Dar pentru ce mai sunt presa? Și cel mai important e altceva. Că doamna deputat spune că el nu a spus. A fost ruptă de discuție. Înregistrarea apelului. Da, exact, la această discuție. Orice polițian trebuie să fie conștient că atunci când vorbești cu mass media, este înregistrat, anunțat, neanunțat. Dacă nu de mass media, înregistrat de SIS, oricum înregistrarea va apărea mai târziu sau mai devreme. Și trebuie să-și calculeze. Dar doamna Stamate n-a spus nimic ilegal, n-a spus nimic ieșit din comun. Doamna Stamate a recunoscut ce și ar trebui să recunoască public. Ne-am fript cu acest von Hebel și el trebuie să... Apropo, și-a spus câteva lucruri foarte importante. Când dumneavoastră zicea, da, noi am avut, deja știam că sunt probleme cu dumnealui, dar deja procesul începuse. Da, serios? Și dacă voi dacă ați știut din start că există... Că faci o greșeală, nu o faci până la urmă. Stopează, bine, n-ai știut din primele secunde când s-a început procesul ăsta de pre-vetting, vetting și-o mai început ei, dar dacă între timp ai aflat, oprește-l, stopează-l, dacă vrei să faci cu adevărat, dacă planează suspiciuni de integritate și planează suspiciuni de reputație ireproșabilă, cum zic domniile lor, atunci cu siguranță, da, e oprit și faci public asta. Atunci tu ești credibil în fața oamenilor. Oameni buni. Da, da, n-ai greșit. Știți cum, iată, e european, a venit, ne l-a recomandat, dar între timp s-a aflat că 1, 2, 3, 4, 5. Ca să excludem toate interpretările și toate lacunile în acest proces mega important pe care l-am început, îl rugăm respectuos pentru, pe domnul von Hebel să reziliem contractul cu domnia sa, selectăm altă persoană integră și, și continuăm procesul. Dar nu, ei ies în toată țara la televiziune și încep să... Eu deja zilele astea că te-am auzit... Să îndreptățească, să spună că mâna Moscovii vrea să compromită procesul. Domnul Novac, și dacă revenim un pic la aeroport, am văzut ce s-a întâmplat în cazul deputatei PAS, doamna Victoria Cazacu, domnul președintele Parlamentului, care este președintele PAS-ului, i-a cerut demisia din funcție deputat, totodată au exclus-o din partid.
Dar n-am găsit eu sau n-am văzut care este declarația PSRM-ului în raport cu deputatul Radu Mudreac, al cărui fiecior la fel a fost reținut în acea zi. Nu a fost reținut, nu este adevărat. Deci, a fost ridicat de mascat? De nu, cine? Nu este adevărat. Dumnealui nu a fost nici reținut, nici percheziționat, nimic. Cel puțin așa este în presă. În presă, da, este, dar eu vă declar cu toată seriozitatea, pentru că noi, evident, eram și noi interesați de acest subiect. Feciorul colegului nostru nu a fost nici reținut, nici percheziționat, nu i-a fost oferită nicio calitate procesuală penală. Domniei sale, ca și la toată tura care era acolo, adică față de alții, adică au fost aplicate anumite măsuri acolo procesual penale, dar față de dumnealui, ca și pe toți ceilalți care nu figurează în acest dosar, a fost doar citat la CNA. Eu am fost luat la grămadă că să arăte cât e de grav. Da. Dar dumnealui nu figurează sub nicio formă în acest dosar cu siguranță și asta ar fi bine ca și cei care au scris să ia în calcul acest aspect, că dumnealui nu a fost nici reținut, nici percheziționat sub nicio formă. Deci asta este poziția partidului. Da. Știi ce mi-e grav în toată povestea asta? Eu sunt sigur că o să treacă o două luni de zile și o să uităm de cazul ăsta. Nu o să continui cu nimic, probii nu sunt la dosar. Eu sunt sigur că de obicei așa se întâmplă la noi. Cel mai grav mesaj pe care l-a transmis guvernarea, cei care au făcut scenariul ăsta de film, ei s-au uitat pe termen scurt că au interes să-l demită pe Talmazan și să compromită o doamnă deputat care i-a cerut demisia, dar ea nu a vrut să plece, ca să aducă un alt om care e mai loial unui grup din cadrul PAS-ului și tot așa. Așa, cel mai grav e și o transmisie pe plan extern. Ei, când au venit la guvernare, au avut un comportament deosebit și spuneau că noi vom aduce specialiști din afară, din diaspora, toți cei care au studii buni, vor fi deschise porțele tuturor instituțiilor, începând de la procuratură, terminând cu vamă și terminând cu rușii, și toți cei cu studii buni o să vin acasă. Astăzi au demonstrat că cele mai bune locuri, la aeroport, în vamă, de exemplu, sau în alte instituții, au copiii deputați. Mai departe nu trebuie să spunem nimic. Gata, punct, aici s-a pus punct. Cei din diaspora trebuie să înțeleagă, n-ai nicio șansă dacă nu ai mama, tata, deputat, ministru. Iacă dacă tata, mama e deputat, ministru la guvernare, chiar și în opoziție, că văd că nu lupt cu opoziția de locul, atunci ai șansă să fii mare și la o funcție foarte bună în aeroport. Dar dacă nu ai, n-ai nicio șansă. Asta e pentru diaspora, că ei o să meargă amuși într-o lună de zile, o să pornească prin diaspora să-i povestească cât de tare îi iubesc pe diaspora și cât de tare trebuie să voteze diaspora ca să salvăm parcursul european. Așa care din diaspora îl prindeți pe grosuri, pe ăștia, când îi prindeți prin Italia, i-a întrebat să-i cum și ca lui Druță, care răspunde de diaspora, lucrează consilieră la Maia Sandu în președinție. Tata deputat, și ca consilieră la Maia Sandu, dar moșul șef adjunct la ASIS. Păi și-au făcut clanuri în cadrul guvernării, clanuri de la PAS. Mama acolo, șica acolo, tata acolo, mama acolo. Te doare cap când vezi lucrurile astea. Eu nu știu dacă, nu zic că au fost înainte mai Rozov, dar băieții ăștia au promis că o să fie altfel. Asta pe mine mă doare. Eu doar n-am avut așteptări de la socialiști. Când n-am avut, niciodată n-am spus nimic. Domnule, n-am avut. Domnule deputat, cum credeți? Va ceda până la urmă doamna Cazacu va renunța la mandatul de deputat? Totul depinde de cât de bine va toca mașinăria PAS-ului acest caz cu aeroportul. Pentru că dacă se va merge chiar și în lipsa de probe, sau eu nu bag mâna în foc că dumneai a comis ceva sau nu a comis, eu nu cunosc detalii ca să spun că dumneai este corupt sau infractoare. Dar ne întoarcem la ceea ce se vehicula în societate. Eu vă zic, în cunoștință de cauză, asta nu e în stilul PAS-ului. Eu vă spun cum trebuie să fac ei dacă aveau probe pe domnișoara sau doamna care este suspectată de anumite acte de corupție. Ei mai întâi aveau să arunce în presă câteva scurgeri din dosar, cum au fost în sute de cazuri. Și pe urmă, în baza la asta, solicitau demisia. Că iau, au apărut în presă, dar cum să tolerăm? Ne facem de rușine. Dar în presă nu a apărut nimic. Spuneți că nu este în stilul PAS-ului, atunci ce se întâmplă? Atunci este o presiune asupra acestei doamne. Războiul ăsta din interiorul PAS-ului este foarte greu de înțeles, ținând cont că acolo sunt atâtea clanuri și atâtea interese și atâtea... Nu, gata, se termină deja. Împânzite că... Deja s-o apropie de final. Păi el s-o apropie de final, dar cu siguranță asta o să răbufnească într-o zi. Și eu zic că
Da, dar din punct de vedere juridic, ei nu pot să o oblige pe doamnă să-și demi... Să... Sigur, mandatul imperativ. Este imperativ. Dar într-o fracțiune cu 63 de deputați, nu este un lucru firesc ca să fie multe viziuni diferite? Nu, și este... mai multe grupuri, să le spunem așa? Stați un pic. Noi, iată, eu sunt un om al echipei, da? Uh-huh. Noi la fracțiune, noi nu neapărat pe un anumit proiect de lege, suntem toți de acord. Noi și suntem... Curie din Nord, suntem toți de acord cu un lucru. Noi avem o anumită viziune și sunt chestiuni care le dezbatem ori în șir. Dar dacă majoritatea fracțiunii a decis că așa, noi ieșim consolidați cu aceeași idee. Poate cu mici excepții când zic, păi bine, cineva le rezervăm dreptul să abțină de la vot sau din potrivă să voteze altfel. Sunt chestii mai sensibile, să zicem așa. Bună oară, nu știu, de jurnalism, de nu poți, de exemplu, să nu susții într-un anumit moment cu colegii de breaslă, pentru că jurnalismul în Republica Moldova... Și-a rămas într-un sol, a fost copil la general. Păi oficial avem presă liberă și independentă. Oficial, da. Oficial, eu vă zic, la noi și creștere economică avem oficial, și justiția este decapturată, oficial, și asta e tot oficial. Dar oficial trăim bine. Eu vă zic... Teoretic una și practical. Eu vă zic, așa, atâta ingerință pe domenii și atâta presiune, dacă vorbim de breasla jurnaliștilor, eu nu mi-amintesc, pentru că eu nu sunt de două zile în politică. Dar noi niciodată, și nici Plahotniuc nu și-o permis. Iată, noi am avut două situații. Odată îmi amintesc cu ProTV-ul și... Hai să atunci, numai să-mi dăm nume, vă rog. Când vorba de situații, de conflict. Da, Chipru. Și atunci nici nu era situație că să-l sisteze cumva. O ajuns aproape când se termine valabilitatea licenței și din timp a început a bate în clopotele. Și într-o situație, și în a doua situație când a fost cu jurnalul, da? Dar nimeni, nici prin cap nu i-a trecut ca să spună cruci pe aceste canale. Nimeni nu i-a trecut prin cap că există așa ceva. Nu, eu țin minte... Eu țin minte, câțiva ani în urmă, iată, noi care participăm des la emisiuni, în toată Zăulica, invitații de acolo, de dincolo. Dar acum așa s-a micșorat cercul ăsta de televiziuni, pentru că 13 televiziuni, noi suntem campioni absoluți, Republica Moldova, în sens că la închiderea acestor posturi TV, și apropo, cum le-au făcut, pentru că starea de urgență, chipurile s-au terminat, dar deciziile au rămas în vigoare, mai departe. Iată, eu vă zic, cineva pe viitor trebuie să răspundă penal pentru acest, pentru că noi avem un Consiliu Audiovizual. Noi aceste declarații le-am auzit de fiecare dată, domnule deputat. De fiecare dată opoziția spunea că vom veni noi la guvernare sau va veni altcineva și cei de la guvernare neapărat vor răspunde pentru ceea ce a făcut. Domnul moderator, eu numai o întrebare am în contextul ăsta, pentru că domnul Ox spune anumite lucruri foarte inteligent, dar eu vreau să-l întreb cum rămâne cu declarația domnului Dodon. Vă găsesc în două minute, când spune că eu, când ajung la guvernare, fiind astăzi în opoziție, asta au fost câteva luni în urmă, n-am să fac nicio modificare și am să procedez exact cum au procedat actuala guvernare. Nu voi schimba nicio virgulă. Nicio virgulă. Să văd cum o să comporte europenea. Și eu l-am întrebat pe domnul. Asta înseamnă că o să vă bați joc de noi exact ca ăștia și o să vedeți care e reacția europenilor. Nu, asta... O să închideți televiziunea exact asta... pentru că pe modelul ăsta... Dar și nu mai domn... Mai sunt. O să elibereze și cele 4-5 care slujesc actuala guvernare și asta înseamnă că dacă mâine vin socialiști la guvernare, trebuie să închidă jurnalul, ProTV-ul, TVR-ul. Așa e corect. Nu e chiar așa. Ce nu? Noi niciodată nu ne-am permis, domnule Costiuc, să facem... Eu vă spun declarația șefului vostru. Eu vă zic... Chiar și când au fost anumite... Șeful proaspăt reales. Timpul Plahotniuc, când au fost anumite tentative și presiuni pe jurnal, noi, și eu personal, și colegii mei, am ieșit în fața ceaului, în susținerea lor. Cu toate că ei tot timpul ne-au făcut cu ușa cu oțet pe noi. Da. Tot timpul. Noi n-am avut niciodată simpatie din partea lor și noi înțelegem de ce și nu intrăm în detalii. Despre închidere, noi nici nu putem să supunem discuțiilor închiderea ori sistarea postului TV. Aici are altceva în vedere. Priviți mai profund. Pentru că eu inclusiv i-am spus unui fost ministru al justiției din actuala guvernare. I-am spus, uite, imaginați că voi faceți pre-vetting-ul ăsta și vetting-ul la procuratură și imaginați-ți pe o secundă, stimate domn, că el rămâne să te investigheze pe tine ca pește pe care i-a smuțit împotriva noastră. El mâine ca să-și păstreze pantalonii, el a să vină, dar știți că sunt, eu am început niște investigații acolo pe șeala, și sunt probe, sunt
Pentru că procurorii practică astfel de cazuri. Și zic, noi să-i lăsăm, pentru că voi zic, păi, au trecut, vietingul a trecut, cum, și el, poate fi rău, poate, voi l-ați făcut. Și în sensul ăsta, că mașinăria asta, deci toată asta ce se face, are, asta e băț cu două capte, asta e bumerang. Păi asta e întrebarea, că opoziția care e astăzi, e opoziție parlamentară, spune că dacă noi o să venim, nu o să schimbăm nimic. Ba da, multe lucruri trebuie schimbate. O să schimbăm, cu siguranță, domnule. Dar știi ce am vrut numai să adaug? Iată, noi vorbim despre cenzura din mass media. Eu am fost tot timpul și am militat pentru eliminarea propagandii, pentru că propaganda cu informarea nu are absolut nimic, dar asta nu înseamnă lichidarea unor grupuri întregi de presă. Și vreau să spun un singur lucru. PAS-ul a câștigat alegerile având acele 13 televiziuni și toată infrastructura lucrând. Și deși cred că dacă le-au închis, o să câștige în continuare. O să vedeți că nu o să câștige, mai, ba din contra încă mai mult. Oamenii, având toate televiziunile și ele pe capul lor, și-au făcut singuri concluziile și-au ales așa cum au ales. Astăzi când le-ai închis pe toate, crezi că oamenii nu se informează. Se informează din TikTok, din Facebook, din YouTube, din unde vrei să informează. Bunicuțele stau pe TikTok deja. Și se informează. Și cu plecările astea, pentru că îți pare că dacă ai să închizi televiziuni și ai să iei toți primarii de la PD, de la Plahotniuc înapoi... Exact la asta am vrut să trecem, plecarea celor 13 primari din... O să-ți aducă mai multe voturi la Hâncești. În presă erau 16-17, dar a fost la noi domnul Păsat, deputatul care este din Hâncești. Domnul Păsat a confirmat că au primit 13 cereri de aderare la partid. Vorbim despre organizația teritorială Hâncești a PAS-ului. Organizația teritorială a votat în unanimitate ca acești primari să treacă la PAS. Foarte bine. Înseamnă că ei trebuie să-l primească înapoi și pe Filip, pe Candu, pe Țuțu, să iei pe toți în partid. Pentru că, de fapt, asta e echipa lor. Mi-e interesant reacția domnului Păsat de la Hâncești, reacția doamnei Mani, care e deputată de acolo și a plecat amul în vacanță. Ea care au avut ca adversari politici oamenii ăștia care au venit astăzi în partidul PAS. Care e reacția unui om care 4, 5, 6 ani ca și adversari politici au luptat împotriva lor. Și astăzi, ăștia care au venit la Hâncești au pus condiții. Noi suntem șefii raionului, noi schimbăm comisarul, noi avem direcția asistență socială, noi avem asta. Dar și de la PAS, unde? Domnul Păsat a spus că primarii invocă, au trecut la PAS, fiindcă se vorbește despre această fuziune dintre PSDE și MAN. Și acesta ar fi motivul plecării lor către PAS. Deci și-au declarat că fuzionează. Dar asta sunt pretexte. Problema e mult mai gravă. Și să știți că oamenii ăștia care astăzi au intrat, asta e ultima etapă în dispariția PAS-ului. Țineți minte. Partidul Democrat, când a ajuns să aibă 300 de primari, nu a mai trecut decât cu 1% în parlamentare. Eu vă spun, astăzi ei au 300 de primari. Cât o să mai strâng? Încă 100 de primari. De la PSD, de la socialiști. Lasă ei de peste tot. Să țineți minte că o să ia exact o la Plahotniuc la ultimele alegeri. Cu 300, cu 400 de primari. Dacă cineva crede că aducând un primar de la nu știu cine, tot satul o să voteze cu partidul din care s-a dus primarul, se greșește amarnic. Se greșește amarnic. Votul politic va fi unul categoric altfel decât cel pe care îl așteaptă PAS-ul. Și mie îmi pare rău, domnul Păsat ar fi trebuit să aibă un comportament mult mai dur față de așa numită venire a unor primari din alt partid. Ei au condamnat împreună, eu aș vrea ca domnul Novac să ne spună, ei au semnat o declarație în 2020, dacă nu greșesc, prin care au condamnat rasismul politic. Sau da, noi. Da, și acum ei fac exact ce au condamnat. Mai departe, ce să mai vorbim? Deci... Dar, domnule Novac, nu este un lucru firesc atunci când ești la guvernare să vină lumea către tine? Nu este un lucru firesc. Există foarte multe... Iată, noi plecăm puțin mai în urmă. Lăsăm la o parte socialiștii și vă zic de ce. Cei care ne privesc o să zică, băi, bine, socialiștii sunt cointeresați, că să-i critici pe ăștia de din PAS și au... Ei sunt dușmani, au viziunea lor. Dar acuzații de racolare și de presiune asupra primarilor au fost aduse de cine vrei și de platforma DA și de alte partide. Eu vorbesc de partide de dreapta, de alții care chipurile sunt prieteni cu actuala guvernare, care spuneau foarte clar, băi, dar stați-o leac, ei s-au apucat de primarii noștri, vin, le sușesc mâinile la spate, cu banii public, eu, da. Cu procuratura, cu dosare pornite, că să treacă. Eu vorbesc deja de alegerile campania, da. Locale, da. Și i-au luat primari, vreau să spun. Și de la noi. Da. Și de la noi, și de la comuniști, și de la șor, și de la toți au luat. Deci, peste tot. Eu, numai cei care, probabil nu au luat, la cei care nu aveau primari. Dacă vorbesc despre raionul meu natal, raionul Sângerei, jumate din primarii PAS de acum sunt foști socialiști. Păi eu vă spun că... și eu vă spun, iată, eu nu am...
aptitudini clar văzător, dar eu vă spun, primarii ăștia cum ori simt că pasul slăbește puțin presiunea, să vezi cum îi părăsesc ei pasul. Pentru că domnul Costiuc a spus niște lucruri destul de importante. Eu mi-am amintesc presiunea pe care o avea primarii pe timpul PD-ului. Vineau la știri acolo, mai erau niște posturi de televiziune care sunt tot zi și noapte le aduceau odie și îi ridicau în slăvi. Iată, în sat, cu tare, primarul cu tare, mai cât satul și cu împreună cu preotul, o aderat la PD. Când te uitai după cifrele lor, îți pare că unii ieși afară, dar e peste un democrat. În realitate nu e așa. Deci, ademeneala asta a primarilor are în spate un anumit scenariu. Și nu fiecare... Deci sunt primari care, da, o pun rezistență. Ei spun că nu, dar și, de ce eu trebuie să mă duc? Dar care e problema? Dar de ce? Pentru că ei șantajează, începând la... Că nu dau finanțare de la statul european... Cu banul public, șantajează prin intermediul banului public. Parcă e banul lor. Da. Și îi spun, băi, stați, Oleg, dar și voi dați din buzunarul vostru banii? Și sunt banii statului, a contribuabililor care plătesc impozite. Aici sunt banii noștri a tuturor. Și dacă el vrea să facă cetățenilor un iluminat stradal, un drum acolo în sat, el și-l face lui. El îl face pentru oameni care locuiesc acolo. Dar ăștia vin și spun, dar vrei să acceptăm? Tu ai aplicat dosarul la satul european Express sau care mai sunt acolo. Și ia că de aici depinde. Iată, uite, tu vii la noi, el să acceptă. Noi, dacă nu vii la noi, înseamnă că nu-s bani pentru asta. Pentru că, evident, atâtea dosare depuse nu sunt pentru toate. Eu comunic cu foarte mulți primari în virtutea funcției pe care o am. Deci sunt cei care au demnitate, verticalitate și că de tare nu i-ar presa pasul, ei să reziste. Dar sunt cei care renunță. Decât să aibă el probleme, el mai gine rabdă oleac, îți duce oleac la dâns și rabdă să arată un an, doi. Deschis. Da, îi spun, băi, eu mă duc să mă leș în pace, să nu învii. Pentru că primarii spun, băi, s-a dus curtea de conturi, a venit așa lanț, s-a dus așa lanț, a venit așa controlul, zice, eu n-am când să lucrez. Ne stau în gât așa, control peste control. Și nu-l face. Și îi spun foarte clar, controlul se termine. Vii la noi și ele se termină. Eu vreau să vă dau exemple de persoane care cu dosare penale reținuți în flagrant pentru corupție într-un sat de la Ungheni, în direct, cineaul l-a reținut pentru acte de corupție cu probe, l-a luat pasul frumușel, l-a șters de colb oleac, i-a rezolvat în întrebările cu instanțele de judecat. Dar în alte situații i-a scos. Iată, da? Astăzi am vorbit cu oamenii care au venit la Căușeni, că este un congres a fermierilor, și am vorbit cu oamenii care au venit la Căușeni. Primarul Căușenilor, în ultimă instanță la Curtea Supremă de Justiție, practic, a fost lipsit de mandat. Și primar de dreapta, numai că nu e de la PAS, e de la Platforma DA. Platforma DA. Acum Căușeni a rămas fără primar. Asta înseamnă că nu a să aibă voie să candideze încă 3 ani de zile și o să fie condus iarăși de o interimar care nu știu de-a cui. Iată, astea sunt metodele aplicate de actuala guvernare. Dar eu aș fi vrut să ne spuneți de declarația din 2020. O declarație la nivel de parlament în care s-a condamnat traseismul. De ce nu sunt? Stați o clipă. Cum de ce? Dar pe noi, uitați-vă puțin, ridicați arhivele din mai puțin de un an în urmă, că noi am venit cu inițiativa. Haideți să facem un proiect de lege comun. Nu insistăm noi, socialiști, să fim vioara numărul 1. Îl semnați și voi, și noi, prin care interzicem categoric traseismul politic. Această idee a venit după ce ați început a pierde deputați? Nu, asta idee a fost mai de mult. Noi deja și în celălalt parlament... Pentru că de fiecare dată partidele când pierd deputați, atunci vin cu ideea. Noi și în legislatura trecută am înaintat astfel de inițiative, pur și simplu nu ne ajung votul de fiecare dată. Și pasul i-am propus. Uite, îl facem noi draftul proiectului. Vă-l dăm voi, îl citiți. Nu vă place, voi chițăbuși ceva, veniți cu schimbări. După ce am convenit asupra draftului proiectului, îl semnați și voi, și noi, și cine mai vrea să-l semneze. Și mergem cu înaintarea. Dar uitați-vă foarte atent acei deputați care au mai emigrat, cum votează ei. Iată, pentru că asta e iarăși e mânuța lor. Domnul Nigaie, celălalt de la Căușeni, uitați-vă cum el votează proiectele PAS-ului, el nici nu intră în esență deja și acolo.
fără nicio problemă votează. Domnule Gaincă, despre cine mai este vorba? Păi și ceilalți neafiliați care mai... Domnul deputat, eu am o întrebare. Nu în toată ziua avem posibilități să comunicăm. Ce se întâmplă în Parlamentul ăsta? Aveți vreun reactor nuclear? Ce se întâmplă că atunci când ajung la guvernare, cei care erau în opoziție se transformă automat pe loc, într-un an, în jumătate de an, care mai repede, care mai încet, în același dinozaur împotriva căruia au luptat? Și metodele pe care le-au condamnat cu vehemență când protestau împotriva referendumului Maia Sandu cu placatul și multe alte proteste făcute cu traseismul, cu primarii, cu deputații, și acționează exact cum au acționat cei pe care i-am contestat. Vă aduc un alt exemplu. Domnul Mudreac și alții, noi cu fermieri în 2020 protestam pe scările Parlamentului, Bolea împinge tractorul, spuneți, dați-i jos, nu știu ce. Socialiștii, spun eu că ăștia sunt mâna gozdăpului. Ștefan Cou e agentul Moscovei. Dar ieșau la... Stați un clip, noi n-am avut cu de-astea cu gozdăpul. Eu vă arăt investigația domnului Țărdea, că e interesant. Ideea că dumneavoastră aveți o poziție, spuneți că ăștia special, ca să deturneze, ca nu știu ce. Acum socialiștii susțin fermierii, Chicu susține fermierii, dar Bolea și toată guvernarea își bate joc de fermieri și spun că ăștia sunt mâna Moscovei, special să deturneze parcursul european. Ce se întâmplă cu guvernarea? Pe mine asta mă interesează. Dumneavoastră țineți minte cu exactitate. În perioada, dacă vorbim de fermieri, odată ce s-a luat vorba, țineți minte că de fiecare dată s-au ieșit la fermieri, chiar și când s-au discutat, adevărat. De fiecare dată ați fost invitați în Parlament. Voi, delegați, pe cine decideți acolo, că cutăresc sau cutăresc, trebuie să-mi arăt. 5-6 oameni nu erau. Da. De fiecare dată s-a discutat. S-au găsit inclusiv... Eu nu vorbesc de soluții, eu vorbesc despre două luni care s-au schimbat cu locul. Întrebare, domnule Costiuc, era de ce își schimbă lumea când ajunge la guvernare poziția? Noi cum am susținut agricultura și atunci, noi am susținut și acum. Noi și atunci când am fost la guvernare, iată, vorbeați de proiectul 50 grame de 50% pe rafturi. Da. Asta de atunci a fost votat. Pe urmă, nu-i pas și l-a anulat. Acum, iar noi nu vorbim despre ceva inventat, chiar că suntem în opoziție. Deci, poate este vreun reactor, ceva care dăunează grav sănătății. Noi am venit iarăși cu alt proiect, care ar susține, care, la fel, săptămâna trecută a fost respins, dacă ați urmărit atent. Eu le urmăresc. Deci, nu doar asta cu 50% pe raft, dar a fost cota zero a impozitului pe venit cu condiția de investire în propria afacere. Asta a fost în 2008, prima dată, proiectul făcut de Voronin. Noi îl ținem minte cu... Nu, el a mai fost și când am fost noi la guvernare. Și atunci au avut și efecte economice. Și atunci și a fost o perioadă scurtă, el doar practic nu a fost, nu a dovedit să-și facă efectul, vă zic de ce, pentru că atunci Maia Sandu a dizolvat Parlamentul și nu a mers la anticipate. Dar legea asta a fost anulată. De acord, dar știți ce vreau să discut? Domnul Costiu, 13 minute mai avem multe subiecte. Să ne întrebați în live-ul pe care l-ați făcut aseară, ați menționat că urmează să aveți un eveniment de partid pe care urmează să-l faceți sâmbătă, la data de 6 aprilie, doar că ați menționat că acest eveniment va avea loc numai în cazul în care veți fi la libertate. La ce vă referiți? Nu, dar păi ăștia care conduc Republica, deja m-am convins a câta oară și am avut și discuții inclusiv cu deputații ai lor. Eu le-am spus anumite lucruri în 2022, pe 11 ianuarie, exact se întâmplă astăzi, dar eu știam încă de atunci anumite lucruri și le-am pus logic într-un fir. Și ei a doua zi, după live-ul meu, când am explicat ce se întâmplă la nivel de partid, a doua zi dimineața, ora 6, au venit și m-au luat de acasă. Și acum i-au spus, dacă o să te implici în continuare și o să îmble cu descoperiri, o să te pomenești încă pe vreo două luni de zile la izolator și Paștele o să întâlnești în izolator. Mi-au spus-o foarte deschis, numai că eu nu mă tem de ei. Eu le-am spus că o să stau încă 30 zile, 60 zile, care e problema? Dacă eu sunt cel mai periculos în statul ăsta, o să stau la izolator, la pușcărie. Problema e că ei trec la niște metode de intimidare pe care nu le-au utilizat nici alții. Eu am întrebat-o public și o întrebăm încă o dată și pe Maia Sandu, și pe Igor Grosu. Iată, cei care au uzurpat puterea în stat. Plahotniuc. Câte dosare penale au deschis Maia Sandu? Iată, ea fiind lidera opoziției împreună cu Năstas și cu alții. Câte dosare penale? Câte ori au intrat în casă la dânșii? Câte ori le-au sechestrat mașinile? Câte dosare civile au? Eu am 30-40 dosare. Câte? Eu n-am fost ministru, n-am fost deputat, n-am avut o funcție în statul ăsta. Deci atâta hărțuire. Și mi-au spus-o foarte deschis cei care astăzi termină de capturat statul și este un grup, nu e atât de numeros, restrâns în cadrul PAS-ului, care au reușit să subordoneze majoritatea instituțiilor
Importante, că nu, pe deși nu e interesează anumite agenții care nu, nu contează în ecuația politică. Cine face de acolo parte de unde din acest aduc grup? Domnule Costiuc, cine face parte din acest grup? De, nu că noi nu știm tot grupul, că nu suntem șeful SIS-ului, trebuie să-l întrebați pe Alexandru Musteață și pe cei care reprezintă instituțiile de stat. Noi îl știm pe vârful de lance care îl cheamă Andrei și Andrei, felicitări. Astăzi Igor Grosu, dacă vrea să meargă la viceul la Parlament, trebuie să-l sune pe Andrei și să-l întrebi, poate să mă duc? Grosu nu mai decide absolut nimic în partidul ăsta. Absolut nimic, gata. Domnule deputat, astăzi Andrei dimineața le scrie agenda. Recean se duce la Glodeni să filmeze în livadă. Gros se duce la Șoldănești și nu uitați să faci niște videouri de pe stâncele de la ăsta. Maia se duce la Cimișlea să fac fotografii copii. Agenda le-o faci ori... Dar domn Costiu, poate fi un ministru așa de influență? Ba da. Are școală bună a lui Filat, a lui Plahotniuc. Felicitări. Noi, odată la 4 ani, creștem unul de ăsta. Astăzi, la următoarele alegeri, încă avem șansă să oprim transformarea lor. Dar dacă îl scăpăm încă 4 ani de zile, o să plângem mulți. Ca să vă sugerez o idee. Iată, întrebarea dumneavoastră, așa e de influent? Iată, noi avem două situații, le modelăm, da? Situația cu doamna Victoria Cazacu și fiica ei, care, v-am zis, nu a apărut nimic nicăieri, niște suspiciuni de nu știu ce acolo. Și avem situația cu Andrei Spânu, care deja, nu știu câți vorbesc și despre câte istorii, scheme, și cu păcură, și cu gaz, și cu electricitate, și cu licitații trucate, și cu și vrei. Deci, în situația dată, ați văzut cineva să-i ceară demisia lui, alu Spânu vorbesc. Eu solicit cineva. Vorbiți dintre colegii săi? Sigur. El are cel mai mare anti-rating. Cel mai mare anti-rating care poate să aibă, numai, îmi pare că și copiii la grădiniță știu deja despre, pentru că atâta să vorbește și tot spun și dau informații, acolo probleme, dincolo probleme. Și aici chiar este substanță. De, că nu-i pe loc gol. Pe loc gol, da? Iată, ați văzut să iasă domnul Gros, să zic, domnul Spânu, hai, dă-l încolo, că de-am cât se poate... Exact, Alex Vinec, ia stai pe banca de rezervă vreo 2 ani de zile. Da? Sau un și an de dacă zile. Tot vorbim despre miniștri, am văzut în unele surse că domnul Anatolie Nosate, ministrul apărării, ar urma să dimisioneze, în locul lui ar urma să fie investit în funcție domnul... Adrian Ifros. Da. Bine, domnul Efros este militar de carieră și tot timpul a fost... În locul lui Nosat, iar veni în locul, e... în locul Nosat, iar veni domnul Viorel Cernăuțean. Știți bancul? O să că domnul Efros e cel mai bun polițist între militari și cel mai bun militar între polițiști. Și nu are treabă nici cu una, nici cu... El trebuie să revină înapoi acolo. Bine, el revine în albea lui Firească, adică unii trebuia să fie în mod normal, nici nu trebuia să plece de acolo. Pleacă domnul Nosat, de ce? Nu s-a descurcat? Domnul Nosate, eu am studiat foarte bine CV-ul lui, dumnealui nu are așa experiență bogată în comparație cu domnul Efros. Domnul Efros e mai școlit, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Marele noroc al lui Efros nu e școala și nici militaria, dar e satul Ratuș. Și asta pentru că este guvernul Ratuș. Dacă cineva mă convinge că este cel mai bun potențial candidat pentru minister, eu nu cred în nimic. Atâta timp cât guvernul ăsta trebuie schimbat în denumirea, guvernul Ratuș, nici nu al lui Acum, dacă, ca să vă fac o sugestie, iată, iarăși prin comparație, la nivel de stat, ce investiții se fac în MAI și ce investiții se fac în Ministerul Apărării? Eu vorbesc de surse, fluxuri financiare. Dar Andrei Spânu, acolo unde foșnește... Banii. El e prezent. La fiecare discuție revenim la Andrei Spânu. Păi da... Dar noi n-am avut pe Plahotniuc. Și vorbim despre altceva. Dar nu ei tot vorbeau despre Plahotniuc. Nu ei au făcut agenda cu 5 televiziuni despre Plahotniuc. Plahotniuc are dole de pistită. Acum, unde e dole? Eu când am venit public acum un an cu două invoice-uri, atunci trebuia încă să fie ridicați pe sus. Două invoice-uri în care am arătat. Păcura intră la vamă, la noi, din Bulgaria, cu 530 de dolari, invoice la mașină, documente oficiale, și tot în vamă, a doua ștampilă pe alt invoice cu 835. Asta deja era chestie penală, de atunci trebuie pornită anchetă penală, cum s-a dus păcură, de proastă calitate, cu sulf foarte mare, care s-a dus la termoelectrica, nici nu la Agenția Rezervei Materiale, s-a dus la termoelectrica și-a distrus și termoelectrica, pentru că ea nu e prevăzută pentru astfel de cantitate de sulf. Și ne-o otrăjești și pe noi, pentru că sulful și ala s-a ridicat în atmosferă, a căzut înapoi peste noi. În orașele mari, sulful trebuie să fie până la 0,7. Aici era cu sulful în 3, în 4. Eu am arătat că se fură
6-7 mii de euro la mașină, la o cisternă 22 de toni. A reacționat cineva din instituții? Astăzi vedem percheziții, arestări, rețineri, CNA la Agenția Rezervei Materiale, care, de bine de rău, oricum ei aveau o transparență în ce și-au cumpărat. Și acum vorbesc despre milioane de euro care au fost prejudiciat bugetul. Dar când o să ajungem și la termoelectrica? Dar eu vă spun, toate declarațiile mele publice, urmează dosare civile. Am cu Horusul, care a câștigat reparația blocurilor, 4 dosare civile. Sunt nume de companii, vă rog, domnul Costiu. Nu, dar eu mă judic cu dânsă, eu n-am nicio problemă. Și în locul la intern, în locul domnului Efrosar, urma să vină domnul Viorel Cernăuțean, domnule deputat, despre această numire este... Bine, domnul Cernăuțean tot timpul a activat în sistem, în cariera lui. Era mai straniu dacă puneau altul din alt sistem, pentru că nu-i firesc și nu-i normal în... să fie propulsat în această funcție, pentru că sunt două funcții cheie în domeniul dat. Este vorba despre ministrul afacerilor interne și este vorba șeful Inspectoratului General al Poliției. Iată, sunt două funcții cheie care, practic, este creierul a ceea ce numim noi. Da, chestia operațională, oricum, e la IGP, da, ministrul da. Face poliție, el e în deplasări, dar șeful care conduce cu toată miliția e IGP-ul. IGP-ul, da. Aici, cel mai important este cine o să fie șeful IGP-ului. S-au vehiculat anumite... Domnul Lilian Carabet. Carabet. Da, nu, știți cum, până nu o să fie numit, mă rog, nu putem noi să discutăm candidatura lui sau nu a lui. Dar domnul Carabet, din câte cunosc, la fel este polițist de profesie de ani buni. Să vedem cine o să fie propulsat aici. Dar de ce ajungem să vedem aceste demisii, aceste numiri din nou în funcție? Nu s-a știut despre capacitățile unora sau altora înainte ca ei să fie numiți în funcție? Controlul. Da, nu, eu nu văd o problemă. Ei au majoritate parlamentară, ei pot să schimbe, să facă rocade, să demită. În general, ministrul nu trebuie văzut ca o statuietă. Că ai pus-o și nu trebuie să atingi. Nu are performanță, nu are problema noastră cu totul despre altceva. Dacă le-ar da voie să conducă de lege, de regulamente, Constituția să fie căpătăiul lor, ar fi o situație. Dar la noi e legea telefonului. El pui pe cel care îți răspunde la telefon și îndeplinește ordinele ilegale. Sau mai puțin legale. Dar totuși, dacă am ajuns la Ministerul de Interne, ținând cont că azi e ziua profesională a pompierilor, vreau să-i felicit că am mulți prieteni pompieri, să-i felicit pentru munca depusă zi de zi, ei cu adevărat risc, muncesc, sting incendii și lucrează pe un salariu minim. Și am văzut și stații care au fost deconectate de la finanțare locală și băieții pur și simplu au închis stațiile reparate. Avem probleme și aici, dar nimeni nu mai vorbește. 3 minute mai avem până la final. Mâine se fac 15 ani de la evenimentele din 6-7 aprilie 2009. Domnule Costiu, vom afla noi vreodată ce s-a întâmplat de fapt atunci? Deci, a fost o răbufnire sinceră a unor tineri care nu mai vreau să trăiască sub regimul lui Voronin. Au existat niște politicieni farisei falși care au folosit în interes personale aceste revolte și le-au deturnat în interesele lor personale. Avem persoane, personaje, personalități politice care au stat în spatele acestor proteste și bătăi uriașe, care nu au fost nici până atunci, nici de atunci. Nu a fost nimic tras la răspundere, s-au uitat, eu am fost unul din participanții activi, s-au uitat tot, băieții care ne-au judecat în comisariat, judecătorii au fost avansați, procurorii care au dus dosare și și-au bătut joc de noi au fost avansați, șeful de SIS care a fost avansat și am ajuns la concluzia că dreptate nu s-a făcut celor care au murit, care au fost bătuți și asta a distrus pe mulți ani spiritul civic de a ieși public și de a critica, de a vorbi public, de a nu fi de acord cu guvernarea. Le-au convenit și celor care au fost și aici care au ajuns astăzi. Domn deputat, ce se mai vorbește în Parlament despre aceste evenimente? În Parlament nu se vorbește deloc despre aceste evenimente. Poate cu excepția când ajungem concret la data exactă și este vreo ședință Parlamentului, dar practic nu se vorbește. Cert este că... Avem și cu cei care și-au făcut capital politic din aceste evenimente. Da, știm. Deci aceste evenimente, în primul rând, eu personal le văd că niște evenimente tragice și triste pentru istoria modernă a țării noastre și vă zic de ce, pentru că au avut de suferit ambele tabere și protestatarii au avut de suferit. Au avut de suferit și polițiștii care au luat cu pietrele în cap acolo și dintre ei eu cunosc foarte mulți dintre ei care au probleme de sănătate și până în ziua de azi, urmare
că am umblat cu capurile sparte pe acolo. Cert este, știți cum revoluțiile sunt pornite de... Și folosite, și folosite de, de cei... Eu nu cred că asta a fost o revoluție. Metoda care a fost utilizată, după mine, mulți tineri au fost folosiți în interese meschine. În interese meschine. Și tare ușor cineva spunea că se spăla pe mâini ulterior după ce s-au potolit spiritele, țineți minte, ieșau lideri de partide, spuneau, dar eu nu i-am chemat să iasă. Da, serios. Păi erau tineri care se orientau după anumiți lideri, da? Și atâta timp cât ai chemat și mergi înaintea lor, asumă-ți și consecințele care urmează. Nu doar laurii, dar și consecințele. Ei și-au asumat laurii. Dar laurii și-au asumat. Consecințele, nu. Pentru că ei la o etapă au spus că dar nu noi, noi s-au pornit singuri, au luat-o care și cu ne. Nu mai avem timp. Eu vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiunea noastră. Mai sunt multe subiecte de abordat, dar data viitoare. Cu mare drag. Mulțumesc, vă doresc mult succes în ceea ce faceți și da, vă așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie pentru această ediție de astăzi a emisiunii noastre Concluzii Politice. Cu voi a fost Viorel Furculiță, iar noi ne revedem deja miercuri de la 19:30. Să aveți o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi.